Invitatul special al programului din aceste trei zile este din nou iubitul nostru frate, pastorul și în primul rând evanghelistul Nicu Butoi. Fiți binevenit din nou în mijlocul nostru. Ne bucurăm atât de mult încât această bucurie este umbrită de un singur lucru și știți care este acela, dar aceasta este situația. Ne pare rău că nu este și soția împreună cu noastră și cu noi. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a răsfățat și de data aceasta să avem din nou această ocazie să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu din inima și din gura pastorului Nicu Butoi. Dumnealui este un om al Lui Dumnezeu pentru care predicarea cuvântului Lui Dumnezeu este chiar cuvântul Lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu vorbește, poți să-L crezi. Nu știu dacă v-am mai povestit vreodată despre acel om care călătorea printr-un ținut pustiu cu mașina. Și la un moment dat, mașina se strică, omul se dă jos, panicat, nu prea știa el de ale mașinilor, de niciun fel, dar a ridicat capota, se uita și el acolo, n-a înțeles nimic și cum stătea el concentrat și a plecat, aude tropăit de cal. Tropa. Când întoarce privirile, vede un cal care trece pe lângă el, nu se oprește, dar exact în dreptul lui aude cuvintele: ar fi bine să mai verifici și tu benzina. Omul rămâne năucit, nu-i vine să creadă și într-un târziu pleacă, mergând așa ca pe două cărări, să găsească o casă unde să bată la o ușă, să ceară ajutor. În sfârșit găsește o fermă, dar primul lucru pe care îl spune fermierului: nu am nevoie de ajutor, sunt cu mașina în pană. Îi spune cu calul, cum s-a întâmplat, așa și așa. Fermierul îl privește și îi spune: și cum zici că arăta calul ăla? Avea așa o ureche ciulită și una mai bleagă? Da, exact, ăla e. Ei, domnule, ar fi bine să nu dai crezare chiar la orice cuvânt pe care îl spune. Gândește-te și dumneata, calul ăsta chiar la mașini nu se pricepe deloc. Să-i dai sau să nu-i dai crezare? Când Dumnezeu vorbește, este musai să-L crezi, să-L asculți și să-L urmezi. Când a fost vorba să fie introduse căile ferate în Statele Unite, au fost persoane care s-au opus cu tărie acestui plan. Ei considerau că introducerea căilor ferate va duce țara la ruină. De exemplu, iată un citat dintr-o scrisoare adresată președintelui Jackson, datată 31 ianuarie 1829. După cum știți, domnule președinte, trenurile merg cu viteze amețitoare de 25 de kilometri pe oră. Locomotivele pun în pericol viața pasagerilor, zgomotul lor deranjează viața rurală. Sperie turmele și cirezile de animale, înfricoșează femeile și copiii. Cel atotputernic cu siguranță n-a avut în plan ca oamenii să călătorească cu o viteză la care există riscul să-ți rup gâtul. Semnat: guvernatorul statului New York, Martin Van Buren. Cine știe ce se poate întâmpla când Duhul sărută pustiul. Cere astăzi lui Dumnezeu să te ajute să prețuiești puterea care vine prin Duhul Sfânt și prin promisiunile cuvântului Său, care se împlinesc dacă alegi să îl crezi pe Dumnezeu. Iubite pastor Nicu Butoi, vă invităm
să ne prezentați cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult și Domnul să ajute ca lucrurile care au fost spuse să se împlinească cu noi aici, în întâlnirea noastră din serile acestea. Bine v-am găsit, sunt atât de bucuros și probabil că anul trecut, pe vremea aceasta, mă întrebam unde voi petrece eu următoarea mea aniversare, că pe 15 aprilie este ziua mea, uit, dar mi-aduce lumea aminte, de obicei, uit, da, oamenii mi-aduc aminte, și mă întrebam unde voi petrece următoarea aniversare, anul trecut, pe vremea asta. De obicei am petrecut-o undeva pe o scenă sau într-o casă de cultură sau la un amvon sau într-o lucrare undeva. N-aș fi știut că anul acesta va fi chiar aici, dar am fost așa de fericit că a picat aproape de data aceasta și consider întâlnirea noastră de astăzi ca un mic buchet de recunoștință către Dumnezeu care ne-a ținut viața și este felul în care aș îndrăzni să-i spun: Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile. Astăzi, ieri am împlinit 54 de ani și sunt om serios de acum. Da, și vreau să vă spun că n-am fost la doctor în viața mea. Nu știu ce e aceea, pastilă sau injecție sau ceva. Mi-a făcut soția odată un polidin, m-au alergat fetele până toată casa să mă prindă și m-am făcut că m-am împiedicat și am căzut că m-au ținut până la urmă și mi-au făcut un polidin. Nu știu dacă mi-a ajutat sau nu. Dar important este că până la această oră, din mila lui Dumnezeu, e bine. Și mai ales vreau să-i mulțumesc în mod special că mi-a ajutat să-mi petrec viața între oameni și prin împărtășirea cuvântului lui. Vă aduc salutări de la soția mea. Ea nu este aici cu prezentă, dar să știți că ea este în spatele acestei acțiuni. Ea ar fi dorit mult să poată veni. A fost pusă de serviciu până mai încolo și n-a putut să vină. De obicei când mă întorc și orice soț care se întoarce acasă se gândește ce cadou să ducă. Ce să cumpăr de pe aici, de prin Toronto, să duc și eu ceva acasă. De obicei cumpăr după un aeroportul, că atunci mi-l caminte când ultimele, știți, la ultima sută era unul în Londra. Dar în cazul meu nu am această problemă. Pentru că singurul cadou pe care soția mea mi-l cere când mă întorc acasă este să-i spun care au fost temele despre ce s-a predicat și ce au făcut oamenii și ce s-a întâmplat. Dacă îi povestesc aceste lucruri, nu există cadou mai frumos și mai bun pentru ea decât acesta. Este cel mai fidel ascultător din viața mea, are peste 30 de ani de când ascultă. Un frate chiar i-a spus într-o seară, zice: mă, Monica, ce să mai ascult la asta după 30 de ani? Da, și vreau să vă spun că ea ascultă cu o atenție extraordinară și contez întotdeauna pe critica ei onestă. Ea îmi va spune întotdeauna, după atâta experiență, sigur că mi-a spus: sunt și înaintea ta cu un pas, mă gândesc cam ce urmează să zici, și sunt și după tine în caz că ai zis ceva care și mă anunță când am zis unele cuvinte, mai ales care nu prea ar trebui. Vă aduc salutări și de la copiii noștri. Suntem foarte fericiți și mulțumim lui Dumnezeu, toți sunt sănătoși și mai ales sunt lângă Domnul. Și vă aduc salutări de la frumoasa și vibranta biserică Loma Linda, Campus Hill, acolo unde slujesc cu ajutorul Domnului și voi mai sluji încă o perioadă, poate nu prea lungă, urmează o schimbare în viața mea, destul de semnificativă. A început ieri dimineață la 5:30 și până una alta vă aduc salutări de acolo. Dragii mei, în seara aceasta va fi o mică uvertură, să zicem, o deschidere către temele și către cuvântul lui Dumnezeu cu care ne vom ocupa în întâlnirea aceasta. Știu că unii dintre dumneavoastră v-ați adus aminte să vă rugați, așa cum și eu mi-am adus aminte să mă rog pentru dumneavoastră, și sunt oameni în lume care se roagă. O predică, de fapt, nu este produsul unui orator sau nu este un discurs, ci este produsul rugăciunilor multor oameni, este lucrarea Duhului lui Dumnezeu, este ceva în care Dumnezeu are în vedere pe cine nu visezi și unde nu te gândești. Acolo de obicei ajunge. Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură în cartea profetului Isaia și de aici, de la capitolul 35,
să citim genericul întâlnirii noastre de data aceasta. Pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Ne-am întors din deșertul de la Palm Springs. Cu soția ne-am întors miercuri dimineață. Și n-am văzut niciodată deșertul acela atât de frumos. Este plin cu flori, explozii de floare, de toate culorile. Nu poți să crezi că este adevărat. Acolo unde de fapt este numai moarte, sunt numai scorpioni, numai vipere, numai nisip, pietriș și moarte. Ori încotro ți întorci ochii. Mi-a fost frică odată să cobor din mașină în deșertul Mojave. Am oprit odată acolo, dar era o căldură de așa fel afară și deșertul acela este atât de amenințător, de înfiorător, mai groaznic decât apa. Prin faptul că moartea domnește pretutindeni, numai copaci uscați, numai păsări de pradă, totul este mort, totul se ascunde, totul tace. Dar de data aceasta, așa înfloritor, cum am văzut deșertul, nu l-am văzut niciodată. Și ce mirezme în aer, și ce cântec, și ce s-a întâmplat. Soția îmi spunea, zice, așa frumusețe rară am văzut în viața mea. Și am spus, știi ce? A plouat. Și când plouă, atunci imediat chiar deșertul înflorește. Lumea noastră și inimile noastre seamănă tot mai mult cu un deșert. Ați auzit că în lume deșertul înaintează în fiecare an, kilometri înghite, kilometri pătrați, mile, mii de mile, pe tot pământul acesta. Ceea ce a fost cândva fertil se transformă într-un deșert. Tot mai mult. Și sufletele oamenilor pierd din frumusețea lor, din flexibilitatea lor, din valorile pe care le-a pus Dumnezeu acolo. Ați observat că se întinde deșertul peste familiile oamenilor. Au devenit tot mai mult niște asociații de oameni frustrați, care de multe ori își revarsă mânia unul asupra altuia până la crimă. Și cei care au pornit iubindu-se sfârșesc prin a se urâ cum n-au urât pe nimeni în viața lor. Se întinde deșertul tot mai mult, tot mai mult. Și oamenii caută soluții de tot felul și încearcă să frâneze înaintarea deșertului, dar nu este posibil. Există o singură soluție. Este îngrijorător faptul că părinții sunt înstrăinați de copii până acolo încât ajung cei mici, în special, să privească pe părinții lor ca fiind cei mai mari dușmani ai lor. Iar părinții să privească pe copii ca fiind piedica cea mai grea din viața lor. Se întinde deșertul tot mai mult în această lume. Mă întrebau prietenii mei cu care am venit în mașină, ce s-a întâmplat cu guvernul Poloniei? Nu știm. Dumnezeu știe. Tot ce știm este că a murit într-un singur cumplit tragic accident de aviație. Șeful statului și soția și o mulțime din guvernul acesta, 89 sau 92 de persoane, au murit toți odată acolo. Cum de-au putut fi convinși să urce toți odată într-un avion este greu de înțeles. Ce s-a întâmplat, dacă este un accident, dacă este o mână criminală, nu putem să știm nimic. Tot ce putem să știm este că cel atot știutor știe totul. Dar este clar, deșertul se întinde în lume tot mai mult și tot mai mult. Crește ura națiunilor una împotriva alteia, așa cum cartea Apocalipsei vorbește despre ea sub genericul mânia neamurilor, care atinge cota de alarmă. Și când această mânie a neamurilor va exploda, va fi sânge până la zăbala calului, cum scrie cartea, în sensul simbolic. Deșertul se întinde peste casa lui Dumnezeu. Tot mai multe biserici sunt pustii, sunt seci, sunt întunecate, sunt nefericite, sunt lipsite de bucurie și de lumină. Tot mai mulți oameni își pierd speranța. Tot mai mulți oameni. Răspunsul este unul singur. Este acela pe care Scriptura îl dă aici. Vor vedea slava lui Dumnezeu. Vor vedea
casa lui Dumnezeu luminată de lumina pe care a trimis-o El din ceruri. Slava lui Dumnezeu strălucind pe chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Și când acest lucru se va întâmpla și când cineva va vedea fața lui Dumnezeu, când cineva va primi această descoperire a iubirii lui Dumnezeu care întrece orice iubire, atunci pustia și țara fără apă se vor bucura. Atunci pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Am călătorit de la Ontario, California, la Denver cu un avion mare, iar de la Denver până aici, la Toronto, cu unul mic. Și acestea mici sunt mai jucăușe puțin așa în aer. Și lângă mine, în partea stângă, am avut o persoană foarte, foarte, foarte elegantă, care spunea că face alte persoane elegante. Am aflat profesia dumnei, cu ce se ocupa. Și am observat că tremura în același ritm în care tremura avionul. Deci când se mișca avionul, puțin și dânsa tremura puțin la fel. Și era palidă la față și am văzut-o plângând în prima parte când am plecat. Și am văzut, îi curgeau două lacrime așa încet pe față. Și m-am zis, Doamne, ce să-i spun acestei persoane? M-am uitat la dânsa și nu i-am zis nimic decât i-am făcut semn. Eu am pus mâinile așa și am spus, eu mă rog pentru tine. Dar nu i-am zis cu glas decât i-am spus, eu mă rog pentru tine. Și vreau să vă spun că după ce i-am spus că eu mă rog pentru tine, a lăsat capul pe scaun. Apoi am vorbit pe drum. Și mi-a spus că e foarte, foarte înspăimântată de zborul cu avionul și trebuie să zboare atât de mult și peste tot, dar trăiește într-o continuă spaimă. Și atunci am început ușor, ușor să-i predau încrederea în Dumnezeu. Este pasiunea sufletului meu aceasta. Nu găsesc bucurie în altceva mai mult decât să ajut ființe omenești să se încreadă în Dumnezeu. Și am condus-o ușor, pas cu pas, la încrederea în Dumnezeu. I-am spus că viața ei este în mâinile lui Dumnezeu, i-am spus că El este deasupra problemelor, i-am spus că la porunca lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu niciun păr de pe capul tău nu cade fără știrea lui Dumnezeu și trebuie să știi aceste lucruri. Oh, și așa respira când îi spuneam. Oh, și soțul dânsei era dincolo de coridor pe prima bancă și era foarte fericit că auzea conversația noastră acolo și am luptat cu ajutorul lui Dumnezeu până când am văzut că într-adevăr pustia a înflorit. Deodată pasagera noastră s-a liniștit. S-a mai zguduit avionul, a mai bătut din aripi treaba lui, dar vreau să vă spun că am văzut deodată liniștea cum s-a așezat peste acest suflet. Și până când am coborât, am vorbit lucruri frumoase și am împărtășit lucruri despre Dumnezeu. De obicei mi-a spus înainte că la coborâre este spaima spaimelor, acolo e sfârșitul lumii. De data aceasta nici măcar nu m-a clipit. A stat cu minte ca un copil, puțin cam palidă într-adevăr, dar a stat cu minte ca un copil. Am văzut ce se întâmplă acolo unde Domnul este primit. Acolo unde cineva își mută ochii de la nenorocire, de la necaz, de la problemă, de la boală, de la suferință sau moarte, mută ochii și, cum spune Scriptura, se uită țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Este o diferență inimaginabilă. Dragii mei, să mergem împreună în locul care păstrează cuvintele din titlul din seara aceasta. Și suntem la Exod, capitolul 3. Și de aici vom citi, începând de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv. Este istoria care este generic numită rugul aprins. De aici însă ne vom ocupa de un singur lucru în pregătirea studiului nostru despre Duhul Sfânt. Mâine vom studia cele trei acțiuni ale Duhului Sfânt în viața unui om, așa cum au fost definite de Domnul nostru Iisus Hristos. A spus, când va veni El, va face lucrul acesta, acesta și acesta. Trei lucruri mari. Pe rând le vom studia. Mâine la prânz va fi cel din tâi, după amiază al doilea, duminică după amiază cel de al treilea. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învăța din Scriptură care trebuie să fie atitudinea noastră vis-a-vis de Duhul lui Dumnezeu. Contează enorm acest lucru. Atitudinea noastră față de locul acesta unde am venit, față de cuvântul pe care îl ascultăm, față de Biblia pe care o ținem în mână, față de persoana de lângă noi, față de orice ne înconjoară sau este în viața noastră, atitudinea noastră determină
calitatea acelui lucru, acelei relații, acelei vieți. Ce atitudine avem vis-a-vis de acel lucru? Ce atitudine avem noi vis-a-vis de Dumnezeu? Vis-a-vis de Duhul lui Dumnezeu? Exod capitolul 3. Și de aici vom citi începând cu versetul 1. Moise păștea turma socrului său Etro, preotul Madianului. Odată amâna turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Și acum urmează cuvintele la care vom rămâne în această seară. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Ceea ce vrea să spună Biblia aici, în mod simplu, este că există anumite limite. Există anumite frontiere sau bariere la care trebuie să ajungem, dar peste care nu trebuie să trecem. Sunt două mari primejdii în ce privește cuvântul lui Dumnezeu și atitudinea noastră față de Dumnezeu. Una este ignorarea, care uneori ascunde dispreț sau sfidare sau dezinteres de un fel sau altul. Și alta este încumetarea. Ignorarea refuză să cerceteze. Nu o interesează. Încumetarea cercetează, dar trece dincolo de hotarul pe care l-a așezat Dumnezeu. Este noi acest lucru. Este noi această încăpățânare naturală de a nu face ceea ce ne-a spus Dumnezeu să facem și de a fi înclinat să facem ceea ce ne-a spus să nu facem. Este noi, este în fiecare dintre noi și ați observat pe copil și păcatul în general nu trebuiește predat. Nu e nicio școală în care învățăm să păcătuim. Nu avem nevoie de școală. Imediat cum ne naștem, suntem profesori la capitolul acesta toți. Ați observat că un copil care face rele, între alte lucruri, îl învață pe un alt copil cum să facă rele. Și natura și fibra noastră sunt impregnate cu această atitudine. Dar în locul acesta observăm că Dumnezeu așează hotar de siguranță pentru om. Pentru noi sunt făcute aceste lucruri. Desigur, multe cunoștințe din Scriptură sunt date nouă într-o formă sau alta, fără ca ele să reprezinte realitatea. Dar să ne întâmpine pe noi și mintea noastră cu limitele noastre acolo unde suntem. Cineva m-a întrebat, zice, credeți că așa o să fie în cetatea, în Noul Ierusalim? Așa cum scrie aici, o să fie străzi de metal, o să fie porți din piatră? Și i-am spus, pe ce limbă ai fi vrut să-ți vorbească Dumnezeu? Este un lucru clar care ți-a fost spus. Sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inimă de om nu s-au suit. Am un prieten în California care a tradus Noul Testament în limba țigănească. Și i-au dat un titlu foarte înalt pentru aceasta. Cred că a fost prima traducere. Shamu, este un prieten al meu, pastorul Shamu, de la o biserică pentecostală. Cred că a fost prima traducere în limba țigănească. Și la un moment dat a ajuns la cuvântul har. Cum să traduci tu har când în limba română nu există cuvântul har?
Cum să traduci în această? Și noi avem probleme din engleză. Ați observat copiii noștri cum combină ei la un moment dat. Fiica mea când era mică a venit acasă de la școală și își clătinau un dinte și mi-a spus, zice, tată, dar mi se mută un dinte. se mișca, dar ea mi-a tradus că se mută. Și Julia, prietena noastră care a fost aici cu noi data trecută, acum nu poate să fie. Când m-a văzut prima dată, v-am spus ce impresionat a fost ea și mi-a zis, Butoi, ce bine că te văd în viață. Și i-am spus și eu, și eu mă bucur că n-am murit înainte să mă întâlnesc cu tine, zic. Ea vrea să spună că mă vede live, adică în persoană. Cum să traduci? Prietenul meu care a tradus Noul Testament a zis, cum să traduc eu har? Și atunci a găsit un termen care nu era acela de care se exprimă. A scris pomana lui Dumnezeu. Foarte corect. Dumnezeu face pomană. El era învățat cu termenul ăsta pomană, știa despre ce este vorba și noi știm toți ce însemnează pomană. Foarte simplu. Pomana lui Dumnezeu. Simbolurile pe care le avem în scripturi ne sunt date nu ca să reflecte realitatea. Realitatea deocamdată noi nu o putem suporta sau trăi în aceste corpuri și cu aceste minți corupte de păcat. Dar ne este adresată într-un limbaj pe înțelesul nostru. Și le primim și le credem cu ajutorul lui Dumnezeu până când umbra va fi înlocuită de realitate. Moise se apropie de locul acesta și este uluit, nu știe ce să creadă. Domnul alege un fel de a-i vorbi fantastic. Dacă aș avea timp mult la dispoziție, este o așa încărcătură duhovnicească aici, e greu de explorat ce este aici, dar nu vreau să mă las ispitit să mă abat, să mă opresc la alte lucruri de aici, trebuie să mergem unde am plecat în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu. Când Domnul a văzut că el se întoarce să vadă, atunci l-a chemat și i-a spus, nu te apropia. Bine, dar el era acolo. Era acolo deja. Rugul era în fața lui, de-aia a spus, nu mergi mai departe de aici. Ești destul de aproape, dar să nu vii mai aproape de cum ești acum. Rămâi acolo unde ești. Nu mai este siguranță pentru tine ca să mergi de unde ești acum încă mai aproape, ca să pătrunzi în taina lui Dumnezeu care ți-a fost descoperită pe măsura înțelegerii și puterii tale, să încerci să pătrunzi mai departe, acolo unde natura ta și ființa ta nu au puterea să proceseze. Nu poți, dacă este, însemnează, nu poate să mă vadă omul, scria Scriptura, și să trăiască. De ce? Pentru că Dumnezeu omoară pe cei ce-l văd? Nu! Îngerii văd pururea fața lui Dumnezeu, scrie Scriptura. Dar tu, omule, tu ești atât de slab, ești atât de slăbit de păcat, încât tu, dacă mai vedeai pe mine, tu ai muri. De aceea nu se poate. Vă mărturiseam ce am auzit în primul meu vis. Sau știu eu ce a fost, că m-am trezit cu ochii deschiși. Eram cu ochii larg deschiși, așa, în tavan. Când am venit la credință, aveam 17 ani. Și atunci am avut așa un fel de revelație, o descoperire atât de naturală și de simplă, în care un cor de îngeri a cântat undeva în spatele meu și am vrut să mă întorc să văd cine cântă și am fost ținut de umeri să nu mă întorc. Și am rămas așa pentru că cel ce mă ținea m-a ținut ferm. Eu când am auzit că zumzăie puțin și ia tonul în spatele meu, am dat să mă întorc și așa de ferm m-a ținut că n-am mai încercat să mai mișc. Și apoi am întrebat cine este și cineva, cel ce mă ținea, mi-a spus, este un cor de îngeri și au început să cânte într-un fel în care simțeam că întreaga mea ființă se topea. Simțeam că mă pierd și am spus, nu, despre ce cântă? Și mi-a spus, cântă despre a doua venire. Și atunci, despre a doua venire a lui Iisus, exact cuvintele acestea mi-au fost spuse. Și atunci am văzut cum așteaptă îngerii această a doua venire a lui Iisus, pe care nu cum o așteptăm noi. Eu nu pot să repet cântecul acela, nu îl voi putea pe pământul acesta niciodată să-l repet. Am să-l pot cânta odată, dar nu acum. Atunci, da. Însă vreau să spun că am rămas totuși cu ideea și cu spiritul acela și cu atmosfera aceea,
cum privesc îngerii lui Dumnezeu revenirea Domnului Iisus Hristos. Ce glorie, ce iubire, ce așteptare, ce nerăbdare sfântă era, se simțea, ce tensiune cerească era acolo în prezentarea aceea. Și în visul acela am început să mă rog, așa cum m-am pomenit și ieri dimineață pe la 5:30 rugându-mă în aeroport, o rugăciune pe care nu o gândisem, dar m-am pomenit zicând-o. Am început să mă rog în vis: Doamne, te rog să nu se încheie, să nu se termine cântarea aceasta, că eu voi muri în clipa în care se termine această cântare. Am știut că nu voi putea supraviețui. În clipa când se va termina cântarea aceea, s-a sfârșit și viața mea. De așa natură era. Și vreau să vă spun că acea cântare și corul acela a retras cântarea atât de fin, și în timpul acesta eu eram cu ochii larg deschiși în tavan, încât în mod natural m-am trezit treaz. Că altfel m-aș fi trezit mort dacă nu mă trezeam, dacă nu era așa procesul acesta. Dar așa a fost. Și am văzut cât de protectiv este Dumnezeu cu noi. Nu poate să mă vadă omul și să trăiască. Înțelege că nu pot să vin mai aproape de atât. Deocamdată. Acum vedem în chip întunecos. De ce am încercat să dăm explicații când vedem în chip întunecos? Nu ți-e clar că vedem în chip întunecos? Cei care au cataractă nu știu cum se vede când ai cataractă? E totul întunecat, din ce în ce mai întunecat. Nu se vede. Acum vedem în chip întunecos. Atunci, da, vom vedea față în față. Acum cunoaștem în parte. Atunci vom cunoaște de plin. De ce m-aș lăsa ispitit să pătrund mai adânc, să mă duc mai departe, să mă duc mai aproape decât mi-a îngăduit Dumnezeu mie să merg? De ce să nu fiu fericit cu ce mi-a dat mie Dumnezeu? Că au fost oameni care au trăit și au murit și niciodată n-au gustat măcar o picătură din ce mi-a dat mie Dumnezeu, și eu să nu fiu mulțumit cu ce mi-a dat și să vreau mai mult decât atât. A spus, stai acolo, nu merge, nu veni mai aproape de aici. Nu pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu e în pericol, pentru tine. Tu ești în pericol. Și a adăugat, scoateți încălțămințele din picioare. Probabil că puțin ne-am gândit noi la simbolul acesta extraordinar, dar încălțămintele unui om vorbesc foarte mult despre identitatea lui. Dacă o să vedeți pantofii mei nefăcuți, dar dacă soția nu e cu mine, se poate întâmpla. Dacă o să mă vedeți cu pantofii nefăcuți, o să trageți o concluzie despre mine. Da. Dacă o să mă vedeți că am noroi pe pantofi, pe încălțăminte, știți de unde vin. Unii oameni au ajuns de au fost condamnați la închisoare sau la moarte pentru ceea ce era pe pantofii lor. Și Domnul a vrut să-i spună așa: încălțămintea ta reprezintă drumul pe care ai venit tu până astăzi. Acum scoate din picioare încălțămintea aceasta. N-ai să mai fii același om niciodată. De aici vei pleca altceva și altcineva. Scoate încălțămintea din picioare. Locul pe care stai este un loc sfânt. Și scrie Scriptura, a adăugat, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Reacția lui Moise, care stă desculț înaintea lui Dumnezeu, ca unul care a lăsat deoparte, așa cum spune Apostolul Pavel, să uităm ce a fost în urma noastră, încălțămintea noastră murdărită de păcat, drumul vieții noastre care a trecut pe unde n-ar fi trebuit să treacă niciodată și totuși a trecut pe acolo. Iar astăzi, încălțămintea aceasta încărcată cu ce n-ar fi trebuit să fie încărcată, am harul de la Dumnezeu să o las la o parte. Numai El poate să spună așa ceva. Afară de El, nu există nimeni care să poată să spună unui om, lasă-ți trecutul la o parte. Arătați-mi, vă rog, un tribunal sau o instanță în lumea aceasta, sau arătați-mi o școală filozofică, arătați-mi o știință, dacă găsiți undeva, care să spună unui om, hei, lasă-ți trecutul la o parte și începe o viață nouă din clipa aceasta. Cine ar putea să spună așa ceva decât Dumnezeu? El este singurul și El poate, are și autoritatea, are și puterea și are și mijloacele care stau în sângele vărsat pentru mântuirea noastră, ca să spună unui om, lasă-ți trecutul
deoparte. Scoate încălțămintea din picioare. Ai venit în fața lui Dumnezeu, un păstor, după 40 de ani de rătăcire în pustiu, încărcat cu sângele omului pe care l-ai omorât, cu mâinile tale și l-ai ascuns în nisip. Ai venit un om încărcat de păcat, vei pleca din locul acesta un ambasador al lui Hristos, trimis cu una dintre cele mai înalte misiuni care s-a executat vreodată pe această planetă Pământ, vei fi reprezentantul personal al lui Dumnezeu. Până acolo încât Dumnezeu a spus, te voi face Dumnezeu pentru Faraon. Așa te va privi omul acela. Ce schimbare! Mă întrebam, vorba poetului Dragomirescu, a scris o poezie superbă, zice, de Lazar mai vroiam să știu cum a murit a doua oară. Și un înviat e o povară pentru unii oameni. Nu e joacă să ai un înviat în sat. El spune multe. Și, da, mai vroiam să știu ce a făcut Moise cu încălțămintea lui. Cred că și-a luat încălțămintea în picioare după ce a plecat de acolo, dar n-a mai mers niciodată în direcția din care venea. A mers în spatele turmei lui cu oi până a dus-o înapoi la socrul lui, dar de data aceasta nu mai era păstorul care venise cu turma acolo. Ochii lui și mintea lui deja erau departe. Trupul lui era acolo, dar sufletul plecase deja în lucrarea pe care Dumnezeu îl chemase să o facă și deja vibra planuri și dorinți și consacrare și o fierbinte angajare ca să stea pentru onoarea aceluia care îi dădea o așa onoare să fie ambasadorul lui Dumnezeu în Egipt și să spună lucrul pe care ne-a trimis Dumnezeu pe noi toți să-l spunem în această lume, lasă pe poporul meu să plece. Lasă pe Doamna de lângă mine să trăiască liniștită și nu cu spaima aceea teribilă. Am uitat să menționez că dânsa plângea fiindcă își lăsase fica în California și pentru prima dată se despărțeau. Și a zis, zice, am un simțământ așa de devastator. Era o persoană foarte sensibilă. Nu pot să mă gândesc înapoi, așa-i curgeau lacrimile unul după altul. Când mă gândesc la ea și când mă gândesc cât este de inocentă și de cuminte și de iubitoare și am lăsat-o acolo totuși. Zice, crezi că o să înțeleagă ea treaba aceasta sau va privi ca o trădare lucrul acesta? Crezi că va suferi teribil? Și atunci i-am predat această lecție, ce însemnează să încredințezi lui Dumnezeu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Oh, n-am știut așa ceva. Da, zic, darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, trebuie să-l încredințezi tot lui Dumnezeu spre păstrare. Nu? Dacă mama îți dă niște bani, ca să fii sigur de ei, îi primești, îi săruți mâna lui mama și după aceea îi spui, mamă, ține-mi tu ca să nu-i pierd. Că e special eu când mă duceam la magazin să cumpăr, ajungeam cu plasa în mână la magazin, dar pierdeam banii pentru că îmi pătrase undeva. Și cel mai în siguranță sunt să-i dau înapoi celui care mi-a dat. Și acest lucru i-am predat acestei doamne și am văzut că i s-a descătușat sufletul. Moise stă înaintea lui Dumnezeu, apăsat de aceste lucruri toate și totuși ancorat cu putere în credința și speranța că acela care îl trimite îi dă și puterea de a face această lucrare. Cine ar îndrăzni altfel? Putem să ne apucăm de zugrăbit, putem să ne apucăm de construit case și chiar de construit navete spațiale. Dar când e vorba să faci lucrarea lui Dumnezeu, aici nu se poate înaintea sau îndrăzni fără prezența lui Dumnezeu. De aceea, cuvintele acestea care ajung la el, numele cel mare al lui Dumnezeu care este rostit, îl fac pe Moise să se aplece într-o reverență incredibil de profundă și spune Scriptura, Moise și-a ascuns fața căci se temea să privească pe Dumnezeu. Trăim într-o vreme când oamenii sunt tot mai stârniți de curiozitate. Curiozitatea este o altă traducere a cuvântului biblic pofta ochilor. Știți, poftă de mâncare, când ai poftă de mâncare, îți vine apă în gură, zicem noi pe românește. Ai poftă de mâncare, îți faci aminte de ceva.
Sau, spre exemplu, mănânci o lămâie lângă unii care cântă la trompetă și s-a terminat cu muzica Bieților Oameni pe loc, îi dezangajează imediat. Dar pofta ochilor nu se manifestă prin savurare, ci se manifestă prin curiozitate. Ei poftesc să vadă cum este și ce este și ce o fi dincolo. Și pofta imaginației, setea aceasta de a ști ce nu ți-a fost descoperit și de a vedea ce n-ai fost chemat să vezi. Și tot mai mulți oameni înspeță în rândul creștinilor. Și am ascultat și am discutat personal cu oameni care se preocupă extraordinar cu lucruri despre Dumnezeu pe care nu le-a descoperit Dumnezeu niciodată. Nici nu pot să fie descoperite de altfel. Este vorba de limitarea minții noastre. A fost o vreme când mintea noastră a putut să cuprindă pe Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat înainte de căderea în păcat. După ce fiecare fibra a minții mele a fost afectată ireversibil, impactată de păcat într-un fel în care nicio știință nu poate să mai întoarcă înapoi procesul acesta, după ce s-a întâmplat așa ceva, a încercat să mă încred în mintea mea pentru a cunoaște pe Dumnezeu, acest lucru mă expune la un risc teribil. De aceea am trebuință de călăuzirea Duhului Sfânt ca El să mă conducă. El vă va conduce, El vă va descoperi tot adevărul. Urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va spune, iată drumul, mergi pe el când vei voi să te abați la dreapta sau la stânga. El te va face atent, îți va spune. Tu nu te mai poți încrede în înțelepciunea ta astăzi. Nu, cine se încrede în inima lui, spune Scriptura, este un nebun. Nu te încrede în înțelepciunea ta, reazemă-te pe Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu. Ai convingerea că El te va păzi de rătăcire, El te va ajuta să mergi pe calea lui Dumnezeu. Nu te încrede în tine și în înțelepciunea ta. Dumnezeu, lucrarea Duhului Dumnezeu este interpretul lui Dumnezeu pentru noi. Moise și-a ascuns fața. Nu știu dacă ați observat în a doua Samuel, capitolul 6, haideți să deschidem repede acolo, sunt niște oameni care s-au apropiat de chivotul lui Dumnezeu și au trecut prin experiențe incredibile oamenii aceștia. Pentru că n-au putut pur și simplu să reziste curiozității și tentației pe care au avut-o de a se uita în chivotul Domnului. Și uitarea în chivotul Domnului i-a costat destul de mult. Suntem în 1 Samuel, iertați-mă, vă rog, la capitolul 6. Și scrie Biblia, Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Șemeș când s-au uitat în chivotul Domnului. Știți ce boală le-a dat la acești oameni care își bagă nasul în lucruri pe care nu le-a fost nici descoperite de Dumnezeu, nici... Știți ce boală? I-a lovit foarte interesant o boală. I-a lovit cu, scrie Scriptura, cu bubele așezut. Ați citit în Biblie treaba asta? Asta e boală rea. Ăștia sunt oamenii astâmpărați. Că oricum ai stat, te doare, se schimbă. Să ai bube din astea nu e simplu. Așa se întâmplă cu oamenii care se ocupă cu ce n-ar trebui să se ocupe. Am auzit așa teorii în București când am fost acum. Foarte interesante lucruri. Și am zis, m-am gândit la exemplul lui Iov. Vai ce exemplu incredibil este acesta. Apropo, aș vrea să vă întreb, care a fost păcatul lui Iov? Ați putea să-mi spuneți? În două cuvinte, cine știe să nu spună. Ați putea să-mi spuneți în două cuvinte. Care a fost păcatul lui, de fapt, că Domnul la sfârșit se judecă cu el personal? Până atunci s-au judecat în lipsă, știți, adică l-a judecat Iov pe Dumnezeu în lipsă. Acum, Biblia zice, Domnul s-a arătat și au stat, ia vină cu asta, stăm de vorbă, a zis. Și care a fost capul de acuzare? Deschideți, vă rog, împreună cu mine, să deschidem în cartea lui Iov, aici în ultimul capitol, și să vedem cuvântul pe care îl vorbește Domnul cu el. Care a fost problema lui? Capitolul 38, Domnul se prezintă la judecată și discută cu cel care vorbise atâtea lucruri despre Dumnezeu. Domnul i-a răspuns lui Iov și acum avem aici capul de acuzare. Cine este acela care mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Acesta este lucru pe care Dumnezeu îl impută lui Iov. Ai ținut cuvântări fără
pricepere. Și ați observat ce lecție incredibilă, ce pledoarie poate să prezinte Dumnezeu. Nimic altceva decât o lecție de zoologie. Și te-ai fi așteptat probabil să discutăm despre constelații, despre megasisteme din cosmos și despre... Și Domnul, în loc să vorbim despre acestea, Domnul începe și îl întreabă de hipopotam, îl întreabă de animale, fel și fel, știi ceva de capre? Adică dacă citești toată lecția asta de zoologie care vorbește Domnul cu el, este o singură întrebare. Acolo zice, Iov, tu te pricepi la animale? Asta era întrebarea, toată întrebarea aceasta. Tot ce este acolo e o singură întrebare. Și Iov zice, nu... Îmi dau seama, dar zice, interesant că nu te pricep la capre, că l-a întrebat ce știi când fată caprele. Doamne, știu, eu nu știu ce să zic, nu știu. Păi bine, deci tu nu știi când fată caprele, dar tu spui că știi despre Dumnezeu atâtea... Acesta era mesajul, de fapt. Adică tu nu înțelegi aceste lucruri atât de simple, în schimb, îți permiți să rostești judecăți la adresa lui Dumnezeu, să spui cum e Tatăl, cum e Fiul, cum e Duhul Sfânt, să-ți permiți să exprimi sentințe din acestea teribile, care n-au niciun fel de acoperire, să intri în focul acela de care n-ar trebui să te apropii, de care ar trebui doar să te bucuri, să te lumineze, să te încălzească, dar nu să te sinucizi în credință din cauza acestei satanice dorinți de a pătrunde dincolo de frontiera pe care a așezat-o Dumnezeu. Te pricep la animale? Doamne, nu mă pricep. Până la urmă, Iov a mărturisit sau nu? Și a mărturisit păcatul? Da, l-a mărturisit. Cum a sunat mărturisirea păcatului lui? E foarte simplu, găsim în capitolul 42. El mărturisește așa în versetul 3, da. Deci admite, Domnul i-a spus, cine este care vorbește niște lucruri de felul ăsta, care nici nu știe despre ce vorbește, dar de el vorbește. Da, zice el, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. A admis vina. Și Domnul a zis, ai admis, ești iertat. E în ordine. Asta a fost tot procesul. Singurul lucru pe care Domnul l-a imputat lui a fost această amestecare în ceea ce n-ar fi trebuit. Omul lui Dumnezeu trebuie să respecte hotarele lui Dumnezeu. Deuteronom 29:29 spune, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Ne-au fost date nouă de Dumnezeu. Ne bucurăm de ele. Mă bucur decât un text din Biblie mai tare decât dacă mi-ați spune că am luat nu știu cât la loterie. I-a spune, dați-l ăsta cu loteria să-i care el unde îi trebuie. Mă bucur de un text din Scriptură când descoper ceva ca de o comoară. Acestea sunt darurile pe care ne le-a dat nouă Dumnezeu. Caut fetele imediat și familia când ne întâlnim acasă și le pun întrebări și stăm acolo la... încercăm tot felul de răspunsuri și nu găsim și până la urmă aflăm. Ne bucurăm enorm. Lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Dar cele care nu ne-au fost descoperite sunt ale lui Dumnezeu. Scoate încălțămintea din picioare când intri pe un astfel de teren. Nu te grăbi să vorbești despre Tatăl sau despre Fiul sau despre Duhul Sfânt, lucruri care nu ți-au fost date să le vorbești. Mintea aceasta omenească bolnavă, atrofiată, aproape distrusă, care e capabilă de atâta rău sub ceruri, că au curs fluvii de sânge din cauza acestei minți omenești, mintea aceasta încearcă să-L definească pe Tatăl. Încearcă să-L definească pe Fiul, încearcă să-L definească pe Duhul Sfânt. Sunt șocat de așa ceva. Uitați-vă ce scrie Apostolul Pavel ucenicului Timotei în epistola lui Pavel, întâia către Timotei, la capitolul 6. Iată ce scrie el despre astfel de oameni. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, adică deosebită de ce? Deosebită de ce ne-a dat nouă Dumnezeu să învățăm. Aceasta e fericirea mea, să stau în acest locus sfânt unde m-a așezat Domnul. Nu să mă duc unde n-am fost chemat de Dumnezeu, nu să mă duc cum au făcut filistenii aceștia care au făcut bube la spate,
zice Biblia, s-au uitat în chivot să vadă ce este acolo, erau curioși oamenii și s-au umplut de bube. Și așa sunt astăzi o grămadă de oameni prin biserici, plini de bube din acestea la șezut, nu poate să stea pe scaun în biserică, se sucesc în toate felurile și nu-i văd bine nici pe cei ce stau liniștiți. Ar vrea să le facă și lor bube de-astea dacă s-ar putea, știți? Și le bagă în cap fel de fel de lucruri, poate fac și ei bube. Și mulți fac bube, mai ales tineri, tineri care nu sunt imunizați din nefericire. Am discutat cu o domniță de une zi, discută cu un tânăr și mi-a zis, zice, sunt așa de amărâtă. Mă întreabă tot felul de lucruri de la biserică, de ce țineți așa, de ce faceți așa? Și nu știu să-i spun de ce. Și am zis, îmi pare rău că am fost și eu în slujbă pentru tine și îmi pare rău că astăzi îmi spui că nu știi să-i spui de ce. Ar trebui să fii gata să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Să fii gata oricând. Dar se întâmplă că nu. Acum, Biblia spune aici, în capitolul acesta, că dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, unde duce învățătura aceasta? Ați văzut unde duce? Familii sfărâmate și distruse, destine nenorocite, oameni care și-au pierdut orice fel de credință în final, nu duce la evlavie așa ceva. Care sunt roadele acestui fel de a te apropia și de a încerca să cunoști? Zice, dacă nu ține cineva de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, persoana aceea, spune Biblia, este plin de mândrie. Ați văzut de ce? Plin de mândrie. Aș vrea să citesc un mic pasaj dintr-o carte numită Ministry of Healing. Unul dintre cele mai mari rele de pe lumea aceasta, care însoțește de obicei căutarea după cunoaștere și după cunoștință, este dispoziția de a înălța rațiunea omenească deasupra adevăratei ei valori și a sferei ei proprii de acțiune. E tendința aceasta, inclusiv în studierea Bibliei, ca să înalțe un om mintea lui pe locul lui Dumnezeu. Și mulți încearcă să judece pe Creatorul și lucrările lui prin cunoștințele lor imperfecte, nedesăvârșite. Ca să-ți permiți să vorbești despre Duhul Sfânt sau despre Tatăl sau despre Fiul, lucruri care nu au fost descoperite este echivalent cu a fi ateu. Și am să vă spun de ce. Un ateu este produsul unei așa îngânfări. E un produs al îngânfării omului. Cineva spunea că nu, el nu crede în Dumnezeu. Spune, dom'le, trebuie să fii un om extrem de deștept. Adică trebuie că ai cercetat tot universul, absolut tot universul, trebuie că știi toată știința imaginabilă, trebuie că tu cunoști toată istoria cosmosului acestuia, de la primul impuls și până astăzi, și având toate aceste date, maestatea ta a ajuns la concluzia că nu este Dumnezeu. Ce date ai, domnule, la bază să tragi această concluzie? Și am spus, tanti Maria, după ulița mea, crede că este Dumnezeu, fiindcă primăvara înfloresc pomii uscați din timpul iernii, iar înflorește și o înfioară și zice, numai Dumnezeu poate să facă așa ceva, atât de frumos. Dar tu care spui că nu este Dumnezeu, ce ai cercetat tu, unde ai fost, până unde ai ajuns tu de ai putut să tragi concluzia aceasta? Ce date ai tu la dispoziție? Cum poți să justifici tu ție însuți așa ceva? Și totuși un om îndrăznește să facă lucrul acesta. Și Scriptura spune, dacă un om face așa ceva, este un om plin de mândrie și nu știe nimic. Oameni care atentează să judece pe Creator și lucrările lui prin cunoștințele lor imperfecte. Ei se muncesc să determine natura și atributele și prerogativele lui Dumnezeu și își permit să stea în teorii speculative cu privire la cel infinit, la Dumnezeu. Aceia care se angajează pe linia aceasta de studiu calcă pe un pământ interzis. Cercetarea lor nu va aduce nimic de valoare, și va fi urmărită cu prețul sufletului lor.
Aici duce acest lucru. Dacă nu învață cineva pe oameni învățătură sănătoasă, dacă încearcă cineva să treacă dincolo de hotarul pe care l-a pus Dumnezeu în cunoașterea aceasta, dacă era posibil pentru ființele create să obțină o deplină înțelegere a lui Dumnezeu și a lucrărilor lui, atunci, dacă s-ar fi ajuns la punctul acesta, n-ar mai fi rămas pentru ei nimic de descoperit mai departe în ce privește adevărul. Am auzit pe unii care spun, noi avem tot adevărul. Și am zis, Doamne, m-am uitat și într-adevăr, dar persoana care mi-a spus odată așa ceva avea burta mai mare și partea din spate decât capul. Și mă gândeam, unde o fi ținând el tot adevărul? Aici nu pare să fie, cred că e în altă parte, că n-are cum să... Noi avem tot adevărul. Ce ai spus? Tot adevărul? Unde te găsești? Aici spune, oamenii aceștia, dacă s-ar fi ajuns aici, pentru ei n-ar mai fi fost nimic de descoperit, n-ar mai fi fost nicio creștere în cunoștință și niciun fel de dezvoltare a minții și a inimii nu ar mai fi urmat, pentru că ei au ajuns deja. De ce s-au pipernicit atâtea suflete și atâtea minți? Pentru că au crezut că ei au tot adevărul și nu au mers mai departe. Au înghețat sărmanii acolo unde au primit această nedreaptă idee în mintea lor. Și spune, Dumnezeu ar fi urmat să nu mai fie suprem și oamenii care ar fi ajuns la limita cunoștinței și a împlinirilor ar fi încetat să mai avanseze. Să mulțumim lui Dumnezeu că nu e așa. Dumnezeu este infinit. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoștinței. Și de-a lungul întregii eternități, oamenii vor fi permanent în cercetare, învățând întotdeauna și nu vor epuiza niciodată tezaurile înțelepciunii, bunătății și puterii lui Dumnezeu. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Aș vrea să citim mai departe revelația Domnului Dumnezeu, care ne-a fost dată în cuvântul Lui, este pentru studiul nostru. Aceste lucruri pot fi căutate și pot fi înțelese, dar dincolo noi nu trebuie să încercăm să pătrundem. Cel mai înalt intelect se va distruge pe sine însuși până când va fi istovit total, căutând să înțeleagă natura lui Dumnezeu, dar efortul acesta va fi fără niciun fel de rod. Problema nu ne-a fost dată nouă să o rezolvăm. Nici o minte omenească nu poate înțelege pe Dumnezeu. Cine ești tu, omule, care emiți judecăți și sentințe și spui Tatăl e așa, Fiul e așa, Duhul Sfânt e așa? Cine ești tu, omule? Cine ești tu care îi spui aproape lui tău, Duhul Sfânt nu e așa, să-ți spun eu cum este Duhul Sfânt? De ce nu lași să-i spună Duhul Sfânt unui om cum este Duhul Sfânt? De ce nu lași pe cel ce a fost chemat să-l călăuzească pe un om în tot adevărul? Unde poți să-l duci pe un om în altă parte decât unde ai ajuns tu? Sau mai jos? De ce faci din el un fiu al ghienei? De 7 ori mai rău ca tine. Cea mai puternică ființă umană, indiferent care i-ar fi pretențiile, nu este infinită. Nu poate înțelege infinitul. Dumnezeu a spus clar, nimeni nu cunoaște, Hristos ne-a spus clar, nimeni nu cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul. O să citim acest text și chiar haideți să mergem să citim textul acesta în Ioan. Și cu ajutorul Domnului vom găsi la capitolul 7 și de aici versetul 37 în Evanghelia după Ioan. Cum exprimă Domnul Hristos lucrarea Duhului Sfânt care are loc în inimile noastre ale tuturor? În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Este extraordinar de frumos. Scoateți încălțămintea din picioare. Domnul îți va umple inima cu Duhul lui cel Sfânt și vei fi ca o apă care udă pustiul. Prin tine vor înflori multe vieți și multe inimi. Domnul va da bucurie acolo unde era lacrimă și supărare și tristeță și va da speranță prin tine.
Din inima lui, acela care va primi râul acesta de viață, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Am o familie de prieteni iubiți, îmi sunt gazde la București. De fiecare dată când aterizez în România, acolo este gazda mea, Daniel și Mariana. Și au trecut printr-o perioadă extrem de tulbure. Am vorbit cu ei la telefon și am simțit că vocea era schimbată. Și am văzut că erau ca niște flori din acelea peste care a dat bruma. Se ofiliseră. Nu mai erau aceiași oameni. Ce s-a întâmplat? Fuseseră vizitați de unul dintre aceștia care se încumetă să treacă dincolo de hotarul pe care l-a așezat Dumnezeu, care n-a învățat să-și scoată încălțămintea din picioare când e vorba de un loc sfânt și care n-a învățat să se ferească să intre pe un teren interzis, acolo unde Domnul a spus nu este pentru tine. Și oamenii aceștia au fost duși la marginea prăpastiei pierderii credinței lor. Și ce tulburare, și ce pustiu, și ce suferință adâncă, ce întunecime, ce negură cuprinde ființa omenească. Am fost așa de lovit în sufletul meu când am văzut și eram indignat împotriva vizitatorului aceluia. Dar am știut că nici el poate nu știe ce face și am știut că și dacă ar încerca să mai repare ce a făcut, nu se mai poate îndrepta niciodată. Ba, am fost chiar înspăimântat și m-am întrebat, prietenii mei, vor mai recăpăta ei vreodată bucuria mântuirii? Vor mai fi ei cei pe care i-am cunoscut eu? Vom mai putea noi să avem acea atmosferă frumoasă de închinare și de bucurie când ne întâlnim sau de acum încolo așa vor rămâne pentru totdeauna? Vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Și ei au fost luminați să ceară iertare lui Dumnezeu pentru un lucru la care nu m-am gândit atunci să îl recomand. Nu m-am gândit aceasta. Dar mulțumesc și laud pe Dumnezeu. Duhul Lui mijlocește cu noi în rugăciune. Noi nu știm cum să ne rugăm, dar El știe. El luptă. Dacă noi cerem cooperarea Duhului Sfânt în rugăciune, El luptă în rugăciune împreună cu noi, să știți. Nu suntem singuri în rugăciunea aceasta. Menționam la început că m-am pomenit ieri dimineață pe la 5:30, eram în aeroport, am luat un e-mail în care mi s-a confirmat un examen pe care l-am susținut în Europa și invitația de a deveni student permanent acolo. Și am înălțat ochii la Dumnezeu, am plâns fără voie, și am înălțat rugăciunea aceasta la care drept să vă spun, nu prea mă gândisem. Dar mi-a venit în minte și am zis așa, Doamne, nu cer o diplomă de la Oxford, așa cum îmi oferă oamenii aceștia, cer Oxfordul pentru Tine. Așa am cerut lui Dumnezeu, în rugăciune. Dă-mi orașul acesta, Doamne, pentru Evanghelie. Dacă diploma va ajunge la mine, e bine, și dacă nu ajunge, nu-i nicio problemă. Dar te rog, dă-mi orașul acesta pentru Evanghelie. Prietenii mei au fost conduși de Duhul Sfânt în rugăciune și știți ce s-au rugat? Iartă-ne, Doamne, că am intrat pe un teren interzis. Iartă-ne că am căutat să știm și să înțelegem despre Tine ceea ce nu ne-ai descoperit Tu. Iartă-ne de păcatul acesta. Prietenii mei, vreau să vă spun că personal am avut o slabă credință la capitolul acesta. Eu n-am crezut că se mai poate repara așa ceva. Dar vreau să vă spun că nu numai că Duhul lui Dumnezeu a reparat situația aceasta, dar parcă a înflorit-o, parcă a binecuvântat-o Dumnezeu și această familie este deplin restaurată, sunt fericiți acești oameni și le văd sufletul, le simt pulsul acum. Dumnezeu a făcut pustia aceea să înflorească din nou ca trandafirul. Poate și tu te frămânți cu vreo problemă în viață, nu te chinui cu ea, adu problema la cel care poate să rezolve această problemă. Am stat de vorbă săptămâna aceasta cu o tânără care este considerată posedată de diavolul și a fost dusă la mulți exorciști și toți acești oameni n-au făcut altceva după mărturia acestei tinere și după ceea ce am înțeles eu din mărturia ei, n-au făcut altceva decât să-i adâncească rana și mai mult
convingând-o că este stăpânită de diavolul și încercând să o facă să simtă tragedia aceasta și drama aceasta a vieții ei ca fiind un caz fără rezolvare. Și am întrebat persoana care a dus-o pe ea la aceste persoane. De ce nu ai dus-o tu pe ea la cel care eliberează sufletele oamenilor? De ce ai dus-o tu la aceia care literalmente i-au răsucit cuțitul în rană? Au adâncit pustiul din sufletul ei. De ce nu ai dus-o tu la acela care face să înflorească pustiul? Să se bucure! Și am avut o întâlnire care mi-a rămas în minte. Dacă la început a fost... Dacă totul a început într-o atmosferă rece și respingătoare, s-a sfârșit într-o explozie de soare și de lumină și de bucurie și am fost tras înapoi, nu pleca, mai stai te rog, rămâi aici te rog. Și în timpul rugăciunii nu se găseau cuvinte să lăudăm pe Dumnezeu pentru că a făcut pustia să înflorească în tocmai cum înflorește trandafirul. Și mi-a spus, ce ar trebui să deschizi o biserică și să scrii acolo numele acesta, eliberare. Așa ar trebui să se numească biserica aia, eliberare. Așa a trăit și a simțit această ființă care a fost condusă la eliberatorul și nu la aceia care înmulțesc poverile și le așează pe spatele oamenilor fără să le atingă nici măcar cu un deget ei înșiși. Iubiții mei, să ne ajute Dumnezeu ca prin puterea Lui să ajungem să cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Domnul Iisus Hristos pe care L-a trimis El. Să ne ajute Dumnezeu ca întotdeauna să avem parte de lucrurile descoperite, care sunt pentru noi și pentru copiii noștri, și să nu ne lipsească niciodată cele nedescoperite. Să ne ajute Dumnezeu să putem rezista acestei tentații demonice de a încerca să pătrundem dincolo de locul care ne-a fost descoperit. Să ne dea întotdeauna această umilință a minții și a sufletului prin care să putem să rămânem în locul în care Domnul a zis, scoate încălțămintea din picioare, lasă trecutul tău în urma ta, de aici vei pleca un om nou. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, cuvintele tale sunt întotdeauna așa de pline de viață și aduc atâta bucurie încât chiar pustiul din inima noastră înflorește ca trandafirul și văile acestea uscate se revarsă de verdeață și de floare și de mireazmă, pentru că Tu, Doamne, trimis ploaia Duhului Tău peste sufletele noastre. Îți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat în această seară și Te rugăm ca El să ne însoțească întotdeauna, Tatăl nostru. Ne gândim la aceia care au căzut în cursa diavolului și prin înșelăciunea mândriei și a minții blestemate au încercat să meargă dincolo de unde Tu ai trasat un hotar de siguranță pentru noi. Doamne Dumnezeul nostru, smulge din foc pe oamenii aceștia, Te rugăm, și smulge victimele lor din foc, Tatăl nostru, și ajută-ne să ne bucurăm în adevărul pe care ni l-ai dat pentru noi și pentru copiii noștri. Și adu curând, Doamne, ziua când să putem vedea pe acela în care am crezut. Pentru noi toți care suntem aici, pentru cei care vor urmări cuvântul Tău, pentru familiile noastre, pentru toți la care ne-ai trimis vreodată cu cuvântul Tău, Te rugăm, Tatăl nostru, să pregătești o binecuvântare personală și specială. Și binecuvântat să fie numele Tău în veci. Amin. Amin.
vreau să întreb dacă sunt ceva întrebări, să le colectăm la un loc și să invităm pe pastorul Nicu Butoi să răspundă. Să luăm... Aveți deja o întrebare. Atunci, eu vă invit să veniți deja aici, că prezența noastră va încuraja să vină întrebările. Domnul să ne ajute să avem nu numai întrebările, ci și răspunsurile. Deci, întrebarea este, înseamnă că trebuie să ne oprim din cercetare, nu este adevărul progresiv? Ba da, așa este și va crește ca și lumina, spune Scriptura, până când va atinge miezul zilei și până vom atinge maturitatea în Domnul Hristos. Dar inclusiv pe noul pământ, cercetarea nu va înceta niciodată. Nu va fi niciodată o zi în care să spunem am ajuns, de acum nu mai este nimic. Citeam de alpinistul acesta, Hillary, care a urcat pe masivul Chomolungma, în munții Himalaya. L-a întrebat Mrs. Golda Meir, ce ai simțit când ai ajuns pe acoperișul lumii? Și Mrs. Hillary a spus, deci am simțit o pustietate teribilă în sufletul meu. Am simțit un gol imens. De ce, a zis doamna prim-ministru, vai, mă așteptam că, și a zis, zice, când am ajuns acolo la 8848 de metri, pe cel mai înalt loc de pe planeta Pământ, m-am uitat și zice, deodată o întrebare s-a ridicat în inima mea și plutea ne-a reușit, de aici, unde te mai duci? Nu mai este unde, poate cu avion, dar afară de aceea. De aceea, cunoștința și cunoașterea de Dumnezeu nu vor înceta să progreseze. Există un progres sănătos, există o creștere sănătoasă, sunt cuvintele sănătoase ale lui Dumnezeu care ne sunt date nouă și este o atitudine care este destructivă sau otrăvitoare sau chiar sinucigașă. Pentru că Biblia menționează aici că oamenii aceia ajung la pieirea sufletelor lor din cauza acestui fel de lucru. Chiar să revenim în locul acesta, am mers puțin mai repede din motive de timp, să revenim aici în epistola lui Pavel către Timotei, acolo unde el spune că dacă cineva învață pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, e plin de mândrie și nu știe nimic. Are și o boală. Știți că este o boală în domeniul acesta? Am vorbit înainte. Deci ce boală îi atinge pe cei care se uită în chivotul Domnului unde n-ar trebui să se uite un om? Sau ce boală îi lovește pe oamenii ăștia? Bubela șezut, așa e, sărace, nu mai au astâmpăr. Ați observat ce neastâmpărați sunt oamenii ăștia? Nu mai au astâmpăr, încearcă în dreapta și în stânga să corupă continuu pe alții, nu mai au liniște, nici o clipă. Dar aici e o altă boală, se numește boala cercetărilor fără rost, din versetul 4. Oamenii aceștia sunt plini de mândrie, nu știu nimic și sunt bolnavi. Au boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certuri, clevetiri, bănuieli rele, zadarnice ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Wow! Asta este destul de greu și de rău. Deci nu numai că nu e produsul vreunui intelect special, e vorba de cineva stricat la minte, care încearcă să treacă de hotarul descoperit nouă de Dumnezeu în cuvântul Lui. Și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Și în aceeași epistola lui Pavel către Timotei, el îi spune, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Am avut multe astfel de situații când oamenii au așteptat de la mine să intru în duel cu cineva. Nu am timp de așa ceva. Nu am timp să schimb cuvinte nefolositoare, să particip în certuri de cuvinte. Nu este cazul.
Am tot timpul să vorbesc cu persoana aceasta cu care am zburat și care era înfricoșată și pentru copilul ei și pentru cu dânsa tot timpul și cu oricine, cu bătrânul acela care n-a putut primi pe Domnul Hristos, cu bolnavul acela de cancer terminal. Am timp pentru aceștia, dar nu aș găsi timp și mă rog să nu găsesc timp. Ferește-te de întrebări de acestea, nebune și nefolositoare. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Care va fi viitorul acestor oameni? Exact așa cum ne întreabă aici cea de-a doua întrebare a noastră, dacă Moise nu se aventura să treacă dincolo de pustiu, se mai arăta Dumnezeul lui Moise? Tot Dumnezeu l-a condus dincolo de pustiu pe Moise. El este cel, cum i-a spus lui Ieremia, zice, vină în casa olarului că am să spun ceva. Adică el te duce acolo unde poate să-ți descopere un anumit lucru, să-ți arate o imagine sau o situație, o întâmplare din care să poți să tragi concluzia. E tot mâna lui Dumnezeu la mijloc. El lucrează pentru noi. Dar aceste lucruri toate sunt manifestate în viața aceea care nu se încrede în sine și nu se înalță pe sine, ci se încrede în Dumnezeu și înalță numele lui Dumnezeu. Acolo Domnul îl conduce pe acela și pe acela îl învață. Cine se încrede în înțelepciunea lui nu are trebuință de ajutorul lui Dumnezeu. Care va fi sfârșitul acestor lucruri? După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Foarte grele cuvinte, dar nu vor înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, după cum a fost arătată și a celor doi oameni, care imitau foarte de aproape lucrarea lui Dumnezeu, dar care nu reprezentau această lucrare a lui Dumnezeu. Ce fericit suntem și ce confort și ce asigurare avem atâta timp cât cu ajutorul lui Dumnezeu rămânem pe locul acesta sfânt în care am fost chemați și invitați de Domnul. Domnul să ne ajute ca... Mai este încă o întrebare aici? Nu. Deci două. Două au fost pentru seara aceasta. Bun. Dacă mai apar alte întrebări în acest domeniu, le puteți aduce mâine dimineață. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, înainte de predica de la 11 sau poate după predica aceea, vom putea să mai stăm împreună de vorbă. Mulțumesc, mă bucur și mă simt cu îngăduința dumneavoastră ca acasă, aici în mijlocul dumneavoastră. Am niște gazde deosebit de bune, mă tem ca să nu cumva să fie prea bune cu mine, să am să mă cântăresc când plec și vă spun eu dacă au fost prea bune cu mine. Vă doresc noapte bună!